lideri strategici. Să știți că s-au mai înșelat de-a lungul timpului și vreau să vă arăt o poză. Este vorba despre coperta revistei Time. Este o revistă prestigioasă. Să o vedem și pe tot ecranul, vă rog. Nu știu dacă telespectatorii mai tineri recunosc. Este vorba despre Ana Paucăr. Este pe coperta revistei Time. Și să știți, se găsește pe internet și articolul. Era ridicată în slăv, de-a dreptul. Adică este un articol elogios despre Ana Paucăr în revista Time. O femeie foarte puternică, ea controla tot, ea, adică e da, da, bine. Cu o imagine compromițătoare pentru România și pentru sistemul comunist, vreau să vă spun. Și vedeți, asta trebuie să ne ducă pe noi la următoarea rațiune, pe fiecare. Oare de ce fac acești oameni treaba asta? Au un interes major. Păi aia e întrebarea. Deci au un interes major și înseamnă că noi ori n-am intuit și trebuia să intuim cu cei la care ne refeream, serviciile care să vadă de ce se întâmplă asta, să vadă în Dubai de ce se întâmplă ce se întâmplă, să vadă în Costa Rica de ce se întâmplă ce se întâmplă, să informeze corect aici, da, să știm ce trebuie să facem. Mi se pare că în zilele noastre nu avem un piedestal care s-a creat, poftim, pentru europarlamentarul Monica Macovei, tot așa, a beneficiat de o presă extraordinară de exact, favorabilă în străinătate. Sunt câteva domnilor, dar adică deci, noi am găsit și clar pentru oricine că ea este o exponentă de bază a lui Soros, vă spun eu, încă de acum 20 de ani. A beneficiat probabil de această imensă posibilitate de a-i să amplifica imaginea, de a-i să da o notă de credibilitate în străinătate, ca atunci când vine momentul, cum au fost nenumărate momente, și când iei un cuvânt împotriva României, se pare că ești credibil. Aveți dreptate, dar eu cred că mai mult ar trebui doctrina liberală prin noi înșine să fie fundamentală în continuare, în contextul dat, și să încercăm să ne uităm peste frontiere când ne laudă foarte tare niște membri ai societății noastre unia, dacă este adevărat. Vă amintiți la începutul anilor 90 că am trăit? Era o altă abordare. Atunci când un ambasador al unui stat străin, era o România, suspiciune. Nu, avea încerca să facă niște lucruri care să dezavantajeze România, serviciile găseau metodă să le expulzeze. Vă amintesc cazul ambasadorului Vetovaglia din Elveția. Sunt de acord cu dumneavoastră. Bine, acolo a fost o prostie. Care a plecat pentru mult mai puțin, mă iertați, pentru că s-a îndrăgostit omul. V-am dat un exemplu, da, a fost monitorizat, filat. E, credeți că așa cum au apărut imaginile cu doamna ambasador al Olandei în România? Da, ambasadorul Elveției nu a dar vedeți că acum s-au perfecționat, avem acțiuni de parteneriat, ne instruim oamenii undeva. Dacă vrem, putem să scoatem problema. Bine ar fi să aveți dreptate. Eu vă mai întreb un lucru. De ce nu se poate fără doamna Chioveși? Avem senzația că ar fi în România, nu știu, ceva ieșit din comun să schimb procurorul șef DNA. Uitați, vă arăt o statistică. Să vedem cum doar oamenii lui Băsescu în România au reușit să-și termine mandatele de procuror șef. Mie mi se pare foarte interesant acest lucru. Am luat și m-am uitat la parchetul general. Doamna Laura Codruța Chioveși a fost primul procuror general care și-a terminat nu un mandat, ci două mandate. Până atunci nimeni nu-și terminase un mandat de procuror general. Am avut până în 2006, când a venit doamna Chioveși, am avut 9 procurori generali. Respectiv, a fost schimbat cel din 1990, Nicolae Popovici, apoi am avut timp de un an pe Gheorghe Robu, apoi timp de 3 ani a venit Mihai Ulpiu Popa Cherecheteanu. Cherecheanu. Da, Cherecheanu. Apoi din 93 până 96 Vasile Manea, apoi din 96 până 97 domnul Nicolae Cochinescu, actual, care apoi a mers judecător la Curtea Constituțională. Din 1 septembrie 1997 până în 20 iunie 98 Sorin Moisescu, a fost schimbat în 98 cu Mircea Criste, care a stat până în 2001, din 2001 până în 2003 Joița Năstase, iar în septembrie 2003 a venit domnul Ilie Botoș, pe care, ce să vezi, l-a schimbat chiar Monica Macovei în urma fugii lui Omar Haisam. Iar la DNA, care a fost organizată. E mult mai scurtă povestea, respectiv din 2000 până în 2005 a fost Ioana Mariei, iar apoi a venit Daniel Morar, pentru că pe Ioana Mariei, ce să vezi, l-a schimbat fix Monica Macovei, care a decapitat atunci toate secțiile DNA-ului și a decapitat și Dicotul. A noua concepție de lucru atunci. Și n-a fost niciun fel de problemă. Și a venit care Daniel a fost Morar, împotriva României. Exact, care a reușit să își încheie mandatul. Acum, în schimb, e așa o mare tânguială dacă pleacă
procurorul șef DNA, fiindcă a încălcat prevederile Constituției și are 3 decizii ale Curții Constituționale împotriva dumneaei. Dar